ca din cele 80 de entități, 86 de entități funcționale, deci nu avem 6, dar suntem din punctul ăsta de vedere, din discuția pe care am avut-o cu colegul meu, județul care avem cele mai multe entități. Ne bucură lucrul ăsta. Problema este alta. Avem 60 de comune care nu au avut sau nu au pus la dispoziția bibliotecii bani pentru achiziția de carte. Și lucrul ăsta este destul de grav. Pentru că legea ne spune că trebuie anual să asigurăm cel puțin 50 de unități de bibliotecă la 1000 de locuitori. În România, vă spun că acest lucru nu poate fi realizat de nicio bibliotecă județeană. Și atrag atenția asupra acestui aspect. De aceea, prin lanțul cărților, încercăm să atragem, să punem în evidență acest aspect. Bun, aceasta ar fi. Haideți să procedăm la festivitatea de premiere. Vreau să vă spun că fiecare secție și am să mulțumesc doamnei Creangă pentru modul exemplar în care s-a organizat. O să oferim o diplomă și câte o carte, două cărți, da? Și din partea instituției și din partea Europe. Și am să încep cu secția de copii. Diploma pentru cel mai fidel cititor se acordă elevului de Aculeasa Sofia la școala gimnazială Tache Orescu pentru pasiunea folosită pentru o lucrură mai reprezentată cu o asigurată care îi reprezentează în instituție. Aceeași diplomă, domnul Rădulescu Ioan Marian, de la școala gimnazială Tache Orescu, pentru același lucru, pentru acela constată pentru rector. Dacă Monica este cel mai fidel cititor al nostru, este practic viitorul acestei biblioteci și sper că într-o zi să vină în această bibliotecă și în calitate de director. Mă este cumva dorința de a ne da citirea unei poezii. Stai așa o pică, mie, pentru că ne-ai ajutat la puțină. Și așa am să-l rog să... Hai de vină mai întâi. Carte frumoasă. Citesc. Cine? 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 Încet, gândită, gingraș, cumpănită, ești ca o floare, anume, înflorită. Mâinilor mele care te-au deschis, ești ca vioara singura cea ascundă,
Grișu Gheorghios Alexandros, de la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab. Mulțumesc! O să țin? De asemenea, se acordă domnul Grișu Popos Odiseas, tot Colegiul Național de Informatică Matei Basarab. Toți Grișu Popos. De asemenea, se acordă aceeași lucru cu domnișoara Neașu Georgiana Atalina. De la acestul domnișoara Buzura Fătălina, de la acestul ochiul, emoționante premii, diplome pe care le-am primit în viața mea. Îl socotesc o răsplată a dragostei mele de toată viața pentru carte. Copil fiind, așa ca voi cei mai mici, să știți că nu mă bucuram dacă primeam o roche, un pantof, cât mă bucuram pentru o carte. Orice dar fără carte, de Paști, de Crăciun sau cu alte îmbrăjări, nu avea valoare. Încât vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care au lucrat aici și ne dăruiți această bucurie a cărții și aș vrea să mai atrag atenția tinerilor noștri cititori asupra valorii cuvântului. Literatura este o artă a cuvântului, lucru pe care sigur la vârsta voastră îl înțelegeți mai puțin. Urmăriți aventura, urmăriți întâmplările, urmăriți soarta personajelor dragi și a celor rele care trebuie să fie pedepsite. Eu mi-aș permite să vă atrag atenția asupra valorii și frumuseții cuvântului. Să-l cercetați cu atenție, să vedeți ce mare bogăție poate exprima un cuvânt. Arghezi numește limba o taină, o altă taină limba nu știe cum răsare și cum se zămislește după ținut și soare. Și ar vrea să vă citesc tot din Arghezi, cu îngăduința dumneavoastră cea vă rog. Să vedeți ce mari posibilități are cuvântul în viziunea marelui nostru poet, Tudor Arghezi. Miracole nesfârșite zac în noi și în prejurul nostru pe care viața în societate ne-a dezvățat să le prețuim. Miracolul suprem, cuvântul, cu diviziunea lui, limba. Și mai departe, ce poate cuprinde un cuvânt, ce exprimă un cuvânt? Un cuvânt numește alt cuvânt, îl pune în mișcare, un alt cuvânt îi aduce lumina. Un cuvânt cântărește un miligram și alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui și necat în patru silabe. Cuvinte fulgi, cuvinte aer, cuvinte metale. Cuvinte întunecate ca grotele și cuvinte limpezi ca izvoarele pornite din el. Într-un cuvânt se face ziua și alte cuvinte amurgesc. Vă rog să fiți atenți la limbă, să o respectați, să o onorați și să o folosiți, încât să-i extrageți cele mai adânci valori și cele mai multe posibilități de expresie. Thank you.
Activitatea noastră a celor mai în vârstă. Tineretului îi doresc viața mai lungă ca a noastră, fapte bune pentru familia lor și pentru țară. Vă mulțumesc! Domnul pe Sfântul Ioan, aceeași diplomă, diplomă pentru cel mai fidel cititor din nostru. Vreau să știu dacă domnul pe Sfântul este. Este? Da, este așa, nu știu, domnul pe Sfântul. Ah, acolo. Da, ține să mă spune. Domnul Giurcă Gheorghe nu este prezent astăzi în mijlocul nostru, pentru că am înțeles că este la biserică. Da? Sunt chiar în Gheorghe. Vă doresc. La chiar la mine. Aș vrea, acum, în final, să acordăm o diplomă și pentru colegul de-a noastră. Vreau să vă spun că prima oară când a venit în calitatea mea de director la Biblioteca Județeană, am constatat la subsol, în vârful de Olimpia, am constatat o serie de cărți care urmau să iau o altă cale. Și am foarte nepășit, pentru că nu se părea normal ca o carte să nu fie în minele unui cititor. În discuțiile pe care le-am avut, la un moment dat, o colegă de-a noastră a venit cu o idee pe care, dacă l-am și implementat-o, care se numește simplu proiectul Eu citesc, tu citești, eu citesc. Un proiect care a prins viața pe data de 15 ianuarie și meritul implementării acestui proiect pentru modul în care s-a implicat, pentru modul perseverent pentru a aplica acest proiect, îl are doamna Cristina Oltea. Mulțumesc tuturor instituțiilor care au fost
alături de noi, Muzeului Județean, Consiliului Județean, tuturor societăților comerciale care, într-un fel sau altul, au fost întotdeauna parteneri activi. Vreau de asemenea să mulțumesc firmei Euromed și firmei Anamel. Am să vă mulțumesc. Una dintre producțiile elevilor, ca și cadou, a spus aici data de astăzi, să vă felicităm și să vă urez succes în activitatea dumneavoastră. Am avut o colaborare extraordinară cu Biblioteca Județeană și o să vă mulțumim pe care, cum zice Corina, vă mulțumim și să vă dăm de pe care să citim. Mulțumim tuturor școlilor și liceelor care au fost mai mult prezente lângă noi, dacă proiectul școala noastră a fost un proiect pe care nu putea face decât în propriu. Vă mulțumim frumos, să ne vedem la anul la aceeași formație, chiar mai mult, să vedem să vă poși în voi. Am înțeles. Și că, ultima dată, în ce scuze, în ultima, am să vă rog,
Nu mai e.